Tot mai multe cupluri lasă tradițiile deoparte și hotărăsc să-și unească destinele fără părinți spirituali. Ceea ce era de neconceput acum câțiva ani a devenit o practică obișnuită în zilele noastre. Ce crede biserica despre această tendință, care de fapt este rolul nașilor și ce presupune în esența sa cununia, aflăm de la Sergiu Curnic, parohul Bisericii de Lemn, care este în acest moment în platoul Telemagazin și îl salutăm cu mare drag. Bună ziua, părinte, și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Pentru început, este stipulat undeva că un cuplu care urmează să se căsătorească sau la cununia religioasă trebuie să aibă nași? Este stipulat chiar în Evanghelia în care Hristos a fost în Cana Galilei și prin prezența sa la nuntă, sfințită nunta, este scris că erau nașii, ori însoțitorii acelui cuplu. Dar și tradiția bisericii ne spune că tinerii au nevoie de un cuplu, de o pe pereche de creștini care au experiență și prin experiența de care au, vreau că ei îndeamnă și tinerii care se cunună pentru a nu repeta greșelile care au fost săvârșite și pentru a avea o viață plăcută lui Dumnezeu și cu o armonie bună în familie. Adică să înțelegem că până la urmă acesta este rolul nașilor și asta spune religia, că de fapt nașii ar trebui să fie mai mari ca vârstă decât tinerii, pentru că ceea ce se întâmplă acum e cumva total diferit de perioadele care au fost cândva, atunci când nașii erau, exact cum ați menționat, de o vârstă mai mare, atunci când nașii aveau o experiență mai mare de viață și veneau cu sfaturi ulterior pentru tinerii căsătoriți. Corect. Acestea sunt niște tradiții și civile, dar și bisericești, dar nu sunt canoane. De exemplu, nu este obligatoriu ca nașii să fie mai în vârstă, deoarece sunt nași cu experiență de familie mai multă, iar tinerii sunt căsătoriți mai târziu. Deci este vorba de experiența sufletească de care pot să dăie dovadă nașii, povățindu-i pe tinerii însurăței. Dar mulți tineri cumva se gândesc la faptul că nașii ar trebui să fie, eu știu, persoane apropiate, de familie, fratele, sora. Cât de corect este și acest lucru? Nu este interzis să fie și din grad de prima rudenie, dar important la bază este pregătirea sufletească pe care o au nașii, care se pot împărtăși și îndemna la o viață plăcută lui Dumnezeu, creștinească, pe tineri care se căsătoresc și se cunună. Am înțeles. Ca să revenim un pic la vârsta nașilor, ultima perioadă asistăm tot la mai multe ceremonii unde nașii sunt cam de aceeași vârstă cu tinerii. Din motiv că tinerii care se căsătoresc și vin în fața altarului preferă ca nașii să fie un cuplu de prieteni de-ai lor care sunt de aceeași vârstă. Nu este interzis, important este să aibă o comunicare spirituală, creștinească și să se poată îndemna unii pe alții la cele bune, la cele care sunt de folos pentru familia, asta e important. Și decalajul, vreau să vă spun, și decalajul foarte mare între vârsta nașilor și a tinerilor, tot poate fi o problemă, o diferență de generații, de exemplu, de 15-20 de ani, mai riscul de a se înțelege e mai mare decât cum am vorbit noi, că sunt de o vârstă și sunt așa mai... Dar dacă totuși nu găsesc nași, tinerii care urmează să vină în fața altarului și vin fără nași, de exemplu, preotul, din câte știu, exact așa se spune și așa spune religia, că preotul este nașul acelor tineri. Da, de exemplu, dacă în cazul în care tineri nu găsesc nași, atunci biserica, din acest motiv, nu poate lăsa acești tineri ca să trăiască în păcat, să trăiască fără binecuvântare familie, pentru aceea preotul care cunună acești tineri este, să-i spunem, martor a cununiei lor și este martor înaintea oricui este nevoie ca să mărturisească că, într-adevăr, acești tineri au fost cununați în credință ortodoxă și după canoanele ei. Și atunci, dacă tot veni vorba de martori, pentru că mulți tineri aleg martorii în locul nașilor, martorii propriu-ziși care vor participa la ceremonie, la nuntă ulterior, nu pot fi nici de cum și nu-și pot asuma rolul de naș în cazul în care tinerii nu preferă. Da, este o greșeală. Din traducerea din limba rusă, martori, noi am tradus mutamo martor, dar de fapt la ruși martorii svidetel chiar sunt nașii. Nu poate fi martori o pereche de tineri care nu sunt cununați, care nu au experiență, care este rolul lor în timpul cununiei? Doar de ține lumânări? Nu. Pentru aceea, în partea civilă deja, la nuntă, la masă, ei pot fi ca însoțitori, ca imagine, dar la taina cununiei, strict tinerii,
și preotul, în cazul în care nu sunt altă perechi cununată. Până la urmă am înțeles că e o legătură de suflet și o legătură spirituală între fiind și nași și o legătură care se păstrează în timp. Sunt și cupluri care renunță la cununie. Ce credeți despre aceste cupluri? Cununia religioasă, la ea mă refer. Cununia religioasă este o taină care se dă de către biserică în formă liberă. Taina cununii nu este obligațiune. Fiecare creștin, fiecare familie își propune de a trăi viața așa cum consideră de cuvință. Ei își aleg să fie binecuvântați de Dumnezeu, să trăiască într-o armonie spirituală, ori, de exemplu, dacă ei s-au unit destinile în baza unor careva obligațiuni sau interese, atunci e greu să spui că această familie este creștină și foarte greu va fi chiar dacă și se cunună ca să respecte acele porunci, acele rugăciuni să fie îndeplinite față de familia lor. Familia se unește în baza dragostei, în baza reciprocității dintre două persoane și două inimi și două suflete. Dacă această bază este credința și este dragostea, atunci ei, prin urmare, primesc binecuvântare la cununie. Din moment ce ei sunt nu respectă canoanele bisericii, nu trăiesc viața bisericii, refuză a fi cununați. Asta este decizia personală, pentru că în fața lui Dumnezeu noi avem libertate să alegem. Dar iată, ce spune biserica și ce spune religia despre acele cupluri care aleg să vină în fața altarului după nuntă, după cununia civilă? Pentru că sunt și așa cazuri. Da, sunt așa cazuri, doar eu aș recomanda că aceste cazuri să nu fie deloc. Ele pot fi în cazuri foarte extreme. Dar, de fapt, dacă vorbim foarte clar, ce înseamnă nunta, o rămasă de nuntă? Asta este o adunare de oameni apropiați, oameni dragi, care s-au adunat să se bucure de faptul că o familie, o pereche de tineri creștini au mers în fața altarului, au fost binecuvântați de Dumnezeu pentru o familie. În caz contrar, se primește că noi întâi mâncăm, biem, dansăm și apoi, dar asta am făcut-o bine, pentru noi, că am mâncat și ne-am distrat. Dar, de fapt, familia nu este întemeiată încă. Familia urmează să întemeieze. Deci, ar fi bine ca cu consecutivitate să fie respectată momentul ăsta. Ultima perioadă asistăm tot la mai multe obiceiuri, pentru că se schimbă cumva tradițiile și oamenii încearcă să aducă fie obiceiuri noi, fie să le reinventeze pe altele. Dacă e să mergem pe această latură, în cazul cununiei religioase, ce obiceiuri ar trebui evitate și excluse și care sunt, de fapt, regulile unei cununii, dacă sunt anumite reguli religioase, ca să evităm momentele neplăcute sau, respectiv, ceea ce se interzice din punct de vedere religios? Regula de bază este la cununie este săvârșirea tainei Sfintei Cununii, așa cum prescriu canoanele. Asta e important. În rest, unele lucruri care se întâmplă la cununii sunt și simbolice. De exemplu, aruncatul cu grâu, cu bănuți și alte obiceiuri, să sunt simbolice, dar el tot într-o anumită măsură trebuie să fie în măsură, să nu fie exagerate. O altă latură aș vedea că ar fi bine ca miresele, atât și nașele, să conștientizeze faptul că cununia are loc în Sfânta Biserică, în Casa Domnului, și vestimentația ar fi bine să fie corespunzătoare locații în care intră. Am în vedere de decolteuri și de alte multe, am avut multe situații și sunt motivat ca să spun acest lucru. Este foarte bine că să cunoască cununia în biserica religioasă, trebuie să fie, să ținem cont de faptul, adecvată și... Da, o ținută adecvată și un comportament decent. La fel. Ultima întrebare, pentru că chiar sunt curios ce părere are biserica și cum se atârnă față de aceste obiceiuri, pentru că îmi reamintesc că pe vremuri, după ce ieșeau tinerii de la cununie, erau așteptați cumva la poarta bisericii și oamenii stropeau cu apă sau exact același grâu, care simbolizează de fapt bogăție sau prosperitate în familie.
Care este poziția bisericii vis-a-vis de aceste obiceiuri tradiționale, să ne zic? Da, biserica nu le poate condamna pentru că ele nu intră în contradicție, să spunem așa, cu regulile bisericii, dar nici nu le poate încuraja la, ca ridicându-le la nivel de canon sau de regulament. Astea sunt niște obiceiuri, cum am spus noi, de bună stare. Ori, de exemplu, un obicei frumos l-aș vedea pe lângă faptul că toarnă apă, dar de fapt îi calc pe apa aceea, dar apa de fapt este și o izvor de viață, din punct de vedere trupește, Hristos este izvor de viață sufletește. De aceea vreau să că aș vedea un obicei frumos când înainte mama, când ieșeau tinerii de acasă, mama cu busuiec și cu aghiazmă îi binecuvânta în semnul crucii. Este un obicei foarte, foarte binevenit, aș spune, pentru începutul unei vieți a tinerilor creștini. Prin urmare, ei mergând în biserică, primesc deja binecuvântare de la Dumnezeu prin intermediul slujbei care se săvârșește câte preoți. Părinte, vă mulțumim mult. Noi chiar ar mai fi discutat, pentru că sunt multe de discutat la acest capitol, mai cu seamă pe seama religiei și respectării unor norme anumite. Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag în platoul Telemagazin. Și nicătând la toate ceea ce am vorbit noi și obiceiuri, dar să merită și îndemn toți tinerii să meargă înaintea Domnului, să primească binecuvântare pentru o viață, așa cum își-o doresc ei lor.